Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. Dragi prieteni, continuăm călătoria noastră prin paginile Evangheliei după Luca în același ritm alert, asistând la intensă activitatea Domnului Isus. Astăzi suntem la capitolul 8, un capitol plin și el de acțiune. Domnul Isus își continua lucrarea și foarte mulți oameni veneau la el, printre aceștia numărându-se și oficiali, oameni cu poziții înalte. Curând după aceea, Iisus umbla din cetate în cetate și din sat în sat și propovăduia și vestea Evanghelia lui Dumnezeu. Cei 12 erau cu el și mai erau și niște femei care fusese rătămăduite de duhurile și de boli. Maria, zise Magdalena, din care ieșiseră șapte dragi, Ioana, nevasta lui Cuza, ispravnicul lui Rod, Susana și multe altele care îl ajutau cu ce aveau. Iată că nu doar oamenii de rând și cei ce erau săraci veneau la Domnul Isus. După el veneau toți cei care aveau inima deschisă și îi recunoșteau în el pe cel trimis de Dumnezeu pentru alinarea suferințelor sufletului. Dar să vedem ce mai spune Domnul Isus. Când s-a strâns o gloată mare și a venit la el norod din felurite cetăți, Isus a spus pildă aceasta. Semănătorul a ieșit să-și semănța. Pe când semăna el, o parte din sămânță a căzut lângă drum, a fost călcată în picioare și au mâncat-o păsările cerului. O altă parte a căzut pe stâncă și, cum a răsărit, s-a uscat, pentru că n-avea o mezeală. O altă parte a căzut în mijlocul spinilor. Spinii au crescut împreună cu ea și au unecat-o. O altă parte a căzut pe pământ bun și a crescut și a făcut rod însutit. După ce a spus aceste lucruri, Iisus a strigat, Cine are urechi de auzit, să audă. Ucenicii lui l-au întrebat ce înțeles are pilda aceasta. El le-a răspuns. Vă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției lui Dumnezeu, dar celorlalți li se vorbește în pilde, ca măcar că văd să nu vadă și măcar că aud să nu înțeleagă. Iată ce înțeles are pilda aceasta. Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu, cei închipuiți în sămânța căzută lângă drum sunt cei ce aud. Apoi vine diavolul și ia cuvântul din inima lor, ca nu cumva să creadă și să fie mântuiți. Cei închipuiți în sămânța căzută pe stâncă sunt aceia care, când aud cuvântul, îl primesc cu bucurie, dar n-au rădăcină, ci cred până la o vreme, iar când vine ispita, cad. Sămânța care a căzut între spini închipuiește pe aceia care, după ce au auzit cuvântul, își văd de drum, și lasă să fie înnăbușit de grijile, bogățiile și plăcerii veții acesteia și n-aduc rod care să ajungă la coacere. Sămânța care a căzut pe pământ bun sunt aceea care, după ce au auzit cuvântul, îl țin într-o inimă bună și curată și fac groadă în răbdare. Ghiciți cine este semănătorul? Este Domnul Isus, iar sămânța este cuvântul lui. Păsările sunt simbolul diavolului. Locurile stâncoase îi reprezintă pe cei care primesc cuvântul lui Dumnezeu în entuziasmul firii. Necazurile și persecuțiile atenuează interesul. Pentru o vreme, ascultătorii firește ai cuvântului manifestă un interes crescut și mare râvnă, dar când vine un necaz, fie el și de mici proporții, iese la iveală lipsa lor de credință. Numai un număr mic de semințe cade pe pământ bun și aduce multă roadă. Aceștia sunt cei care aud cuvântul și sunt schimbați cu adevărat de acest cuvânt. Dar iată o altă pildă spusă de Domnul Isus. Nimeni după ce a aprins o lumină nu o acoperă cu un vas, nici nu o pune sub pat, ci o pune într-un sfejnic pentru ca cei ce intră să vadă lumina. Fiindcă nu este nimic acoperit care nu va fi descoperit, nimic tăinuit care nu va fi cunoscut și nu va veni la lumină. Luați seama, dar la felul cum ascultați că celui ce are îi se va da, dar celui ce n-are îi se va lua și ce îi se pare că are. Pilda luminii este o pildă a acțiunii. Lumina creează responsabilitate. Omul care primește adevărul trebuie să acționeze în conformitate cu el. Noi suntem răspunzători pentru măsura de lumină pe care am primit-o. Și eu și voi eram în întuneric înainte de a fi pătrunși de lumina Evangheliei. Avem uneori impresia că omul este păcătos din cauza slăbiciunii sau ignoranței sale. Dar Pavel spune foarte sincer și foarte clar în Epistola către Romani, capitolul 1, omul, chiar dacă l-a cunoscut pe Dumnezeu, nu l-a slăvit ca Dumnezeu. Omul este un păcătos voluntar, dragii mei. Așa suntem toți și lumina care ne este dată ne face responsabili. Noi venim în această lume pierduți și dacă nu acceptăm lumina, care este Hristos, rămânem pierduți. Suntem socotiți răspunzător după măsura de lumină pe care am primit-o. Mergem mai departe. Mama și frații lui Isus au venit la el, dar nu puteau să-i vorbească din pricina norodului. Cineva i-a spus, mama ta și frații tăi stau afară și vor să te vadă. Dar el, drept răspuns, a zis, mama mea și frații mei sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc. Dragii mei, Hristos proclamă o nouă relație în acest fragment. Nu trebuie să înțelegeți că El neagă relațiile cu familia sa, dar este gata să demonstreze o relație mult mai adâncă, mult mai înaltă, o relație permanentă care transcende orice legătură de sânge. Prin această relație, credinciosul este adus extraordinar de aproape de Dumnezeu. Până acum au fost cuvinte ale Domnului Isus, dar iată și acțiunile Lui. Într-una din zile, Isus s-a suit într-o corabie împreună cu cenicii lui. El le-a zis, Haidem să trecem dincolo de lac. Și au plecat. Pe când văsleau ei, Isus a adormit. Pe lac s-a stârnit un așa vârtej de vânt că se umplea corabia cu apă și era un primejdie. Au venit la el, l-au deșteptat și au zis, Învățătorule, învățătorule, pierim! Isus a sculat, a certat vântul și valurile înfuriate care s-au potolit și s-a făcut liniște. Apoi a zis ucenicilor săi, unde vă este credința? Plin de spaimă și de mirare, ei au zis unii către alții, cine este acesta de poruncește chiar și vânturilor și apei și la ascultă? Isus a poruncit ucenicilor să treacă marea. S-a pornit o furtună care nu era nici de cum una obișnuită. Intensitatea furtunii ne sugerează cruzimea lui Satan. Domnul s-a culcat pentru că era istovit. Atât de istovit încât furtuna violentă care se iscase în jurul lui nu l-a tulburat deloc. Ucenicilor li s-a făcut frică și la un moment dat au fost convinși că vor pieri cu toții. Furtuna nu l-a deranjat pe Domnul Isus, dar acest efect a fost realizat de ucenicii lui. El a certat vântul și marea, așa cum ceartă cineva un câine ținut în lesă. Cu alte cuvinte, Domnul Isus a spus vântului și mării să se potolească, Minunea constă în faptul că vântul a încetat imediat și marea care fusese zbuciumată ore întregi s-a calmat instantaneu, devenind nete de sticla. Adesea, Domnul ne pune în mijlocul unei furtuni pentru ca să venim mai aproape de el și să învățăm ce fel de om este el cu adevărat. Acum, Domnul Isus ajunge în Gadara, unde se confruntă cu o altfel de furtună. Aici era un om posedat de demoni. Datorită faptului că era medic, Luca relatează această întâmplare cu mai multe detalii decât ceilalți evangeliști. Au venit cu corabia în ținutul Gergesenilor, care este în dreptul Galilei. Când a ieșit Isus la țăr, l-a întâmpinat un om din cetate stăpânit de mai mulți dragi. De multă vreme nu se îmbrăca în haină și nu și avea o locuință într-o casă, ci în morminte. În aparență au existat doi îndrăciți. Dar Luca a ales doar pe unul pentru un scop precis. De ce? Luca este medic și încearcă să ne prezinte o ilustrație. În privința demonilor, mulți cred că ei fac parte din categoria stafiilor, a fantomelor, a spiridușilor, a satirilor, fiind personaje de bază sau fabule. Vreme îndelungată, creștinii au crezut că, dacă demonii au existat cândva, acum nu mai există. Și totuși, eu cred că asistăm astăzi la o manifestare tot mai puternică a demonilor. Este dificil de explicat ce se întâmplă în societatea contemporană dacă nu admitem existența și influența acestora. Dr. Luca tratează demonismul cu mare pătrundere din perspectiva unui medic, folosind o abordare științifică. Relatarea lui Matei referitoare la același incident este o prezentare seacă a faptelor. Relatarea lui Marcu este mai emoțională și spectaculoasă. Anterior acestui capitol în Evanghelia sa, Luca s-a mai referit la demonism, arătând clar că demonismul și bolile sunt lucruri total diferite. Posedarea de către demon este la fel de reală ca lepra sau cancerul. Demonii tulbură pe oameni, îi afectează fizic, intelectual și spiritual. Ei pot distruge sufletele oamenilor și să ducă la condamnarea veșnică acestora. În capitolul următor, Luca ne spune că demonul este sinonim cu duhul necurat. Cazul acestui om posedat de demon este unul din cele mai dificile. Este nevoie să luăm în considerație câteva fapte când ne gândim la acest caz. Seminția lui Gad ocupase ținutul Gadarei. Această seminție nu a trecut Iordanul odată cu Iosua când Israel a luat în stăpânire țara. Acest om, care era posedat de demoni, nu purta niciun fel de haine nu locuia în case ca toți ceilalți oameni, ci stătea printre morminte și grote. Personalitatea acestui om a fost degradată, pervertită și distrusă. El nu mai avea niciun fel de voință. Demonul îl luase în stăpânire cu totul. Când a văzut pe Isus, a scos un strigăt ascuțit, a căzut jos înaintea lui și a zis cu glas tare, Ce am eu a face cu tine, Isuse, fiul Dumnezeului celui preanalt? Te rog, nu mă chinui!" căci sus, poruncise Duhului necurat să iasă din omul acela pe care pusese stăpânire de multă vreme. Era păzit legat cu cătușe la mâini și cu obez la picioare, dar rupea legăturile și era gonit de dracul prin pustii. Demonul l-a recunoscut pe Domnul nostru imediat. Iacov ne spune, tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci, dar și dracii cred și se înfioară. Demonii sunt dușmanii lui Dumnezeu și vor fi judecați într-o bună zi. Poate v-ați întrebat care este originea acestora. Nu putem fi dogmatici în această privință. Lumea fizică are în ea ceva ce nu poate fi văzut. Este vorba de atom. Atomii există și descoperirea atomului a avut un impact puternic asupra acestei lumi. La fel, în lumea spirituală există lucruri pe care noi nu le putem vedea. Îngerii sunt reali, dar noi nu îi putem vedea. Există două clase de îngeri, cei care sunt cu Dumnezeu și slujesc lui. Și cei care au căzut la început împreună cu Satan. Homer vorbește despre Daimon și Theos, considerându-le sinonime. Hesiod, un filozof grec, spune că toți demonii sunt buni, în timp ce un alt filozof grec, Empedocles, declară că demonii sunt atât răi cât și buni. Dincolo de idolatrie și de toate religiile antice, întâlnim prezența demonismului. Demonii controlează pe oameni astfel încât ei nu pot face nimic din ce ar dori să facă. Demonii fac pe oameni să comită fapte înspăimântătoare și fac pe oameni să comită acte care le distrug sufletul. Demonii le împing pe mame să-și omoare copii, pe soți, să-și omoare soțiile și pe copii să-și ucidă părinții. Oamenii comit acte necugetate fără să știe de ce fac lucruri atât de groaznice. Așa ceva, dragii mei, se întâmplă și în ziua de astăzi, din păcate, dar omenirea dă vina pe orice altceva, numai pe demon nu. Iisus l-a întrebat, cum îți este numele? Legiunea, a răspuns el, pentru că intraseră mulți draci în el. Și dracii rugau stăruitor pe Iisus să nu le poruncească să se ducă în adânc. Acolo pe munte era o turmă mare de porci care pășteau. Și dracii au rugat pe Iisus să le dea voie să intre în ei. El le-a dat voie. Dracii au ieșit din omul acela, au intrat în porci și turma s-a repezit de pe râpă în lac și s-a înnecat. Dragi prieteni, acest om nu era posedat de un singur demon, ci de o legiune. Într-o legiune romană erau între 3.000 și 6.000 de soldați. Cuvântul legiune era folosit pe atunci așa cum este folosit astăzi cuvântul mulțime sau gloată. În acest om erau mulțime de demoni, iar aceștia nu doreau să se ducă în adânc, Adâncul este groapa fără fund, abisul în care sunt încarcerați toți îngerii de căzuți. Iată ce ne spune Iuda în versetul 6 al cărții sale. El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. Demonii vor să locuiască în trupul unei ființe omenești. Atunci când este alungat dintr-o persoană, Demonul rătăcește o vreme, după care încearcă din nou să intre în persoana din care a plecat. Dacă nu reușește, se va duce la altă persoană. Demonii nu vor să stea afară din trup. Când domnul a alungat demonii din acest om, aceștia au fost de acord să intre în porci numai să nu se ducă în abis. Observați că porcii au preferat să moară decât să fie locuiți de demoni. Porcarii, când au văzut ce se întâmplase, au fugit și au dat de veste în cetate și prinsate. Oamenii au ieșit să vadă cele întâmplate. Au venit la Isus și au găsit pe omul din care ieșiseră dracii, șezând la picioarele lui Isus, îmbrăcat și în toate mințile și i-a pucat frica. Cei ce văzuseră cele petrecute le-au povestit cum fusese vindecat cel stăpânit de draci. În acest om s-a produs o schimbare minunată. Numai Domnul Isus Hristos poate elibera pe cineva de sub puterea lui Satan. Astăzi asistăm la o revenire în forța demonismului. Este un lucru urât, înspăimântător și avem nevoie de Dumnezeu pentru ajutor. Tot norodul din ținutul Ghergesenilor a rugat pe Isus să plece de la ei, pentru că i-a apucat o mare frică. Isus s-a suit într-o corabie și s-a întors. Omul din care a ieșit să rădracii îl ruga să-i dea voie să rămână cu el, dar Isus l-a trimis acasă și a zis: Întoarce-te acasă și povestește tot ce ți-a făcut Dumnezeu. El a plecat și a vestit prin toată cetatea tot ce-i făcut Isus. La întoarcere, Isus a fost primit cu bucurie de mulțime, căci toți îl așteptau. Este uluitor să descoperim faptul că locuitorii din Gadara au venit la Domnul Isus și au cerut să plece din acel loc. Ei preferau să aibă porci în loc să aibă pe Isus. Același lucru se întâmplă și astăzi. Mulți oameni preferă să aibă alte lucruri, la fel de rele ca porcii, mai bine decât să-l aibă pe Domnul Isus Hristos. Când Domnul Isus a întors pe malul celălalt armării Galilei, mulțimile s-au adunat în jurul lui. Și în această mulțime de oameni se aflau două persoane disperate. Iată că a venit un om numit Iair, care era fruntaș al sinagogii. El s-a aruncat la picioarele lui Isus și l-a rugat să vină până la el acasă pentru că avea o singură copilă de vreo 12 ani care trăgea să moare. Pe drum, Isus era îmbulzit de noroade. Și era o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge. Ea își cheltuise toată averea cu doctorii, fără să o fi putut vindeca vreunul. S-a apropiat pe dinapoi și s-a atins de poala hainei lui. Îndată scurgerea de sânge s-a oprit. Ei era venit să-i ceară Domnul Iisus să-i vindece fica, nu să o învie din morți. Credința lui nu era mare, dar situația în care se afla era disperată. El credea că Isus trebuie să o atingă pe fica lui. În timp ce Isus vorbea cu Iair, a fost întrerupt de femeia cu o scurgere de sânge. Femeia suferea de această afecțiune de 12 ani. Fica lui Iair avea 12 ani. Se încheiau 12 ani de întuneric în timp ce 12 ani de lumină se stingeau. Și Isus a zis, cine s-a atins de mine? Fiindcă toți găduiau, Petru și cei ce erau cu el au zis, Învățătorule, noradele te împresoară și te îmbulzești și mai întreb cine s-a atins de mine? Dar Isus a răspuns, S-a atins cineva de mine că căci am simțit că a ieșit din mine o putere. Femeia, când s-a văzut dată de gol, a venit tremurând, s-a aruncat jos înaintea lui și a spus în fața întregului norod din ce pricină s-a atinsese de el și cum fusese vindecată numai decât. Isus a zis: Îndrăznește, fică, credința ta te-a mântuit, du-te în pace! Domnul Isus nu a atins-o pe această femeie. Femeia l-a atins și a fost vindecată instantaneu. Amintiți-vă că Domnul era înconjurat de o mulțime de oameni. Ucenicii vedeau că Domnul Isus era atins și împins din toate părțile de mulțimea aceea de oameni. Totuși, numai femeia aceea a fost vindecată. Pe când vorbea el încă, vine unul din casa fruntașului sinagogii și îi spune Fica ta a murit, nu o mai supăra pe învățătorul." Dar Isus, când a auzit lucrul acesta, a zis fruntașului sinagogii Nu te teme, crede numai și va fi tămăduită." Când a ajuns la casa fruntașului, n-a lăsat pe niciunul să intre împreună cu el decât pe Petru, Iacov și pe Ioan, pe tatăl și pe mama fetei. Iată-i ajungând la casa lui Iair bocitoarele plătite și începuseră deja activitatea. Dar a venit domnul și au trebuit să înceteze cu plânsul. Toți plângeau și oboceau. Atunci Isus a zis, nu plângeți, fetița n-a murit, ci doarme. Ei își băteau joc de el, căci știau că murise. Domnul Isus intră înăuntru împreună cu tatăl, mama fetei, cu Iacov, Ioan și Petru, Doctorul Luca ne spune că Isus i-a vorbit fetiței cu blândețe și a spus Fetițo, scoală -te! Sau mielușelule, scoală -te! Fetița s-a sculat. Domnul a adus-o înapoi într-o lume a suferinței de dragul părinților săi, nu de dragul ei. Dar el, după ce i-a scos pe toți afară, a apucat-o de mână și a strigat cu glas tare, Fetițo, scoală -te! Și duhul ei s-a întors în ea, iar fata s-a sculat numai decât. Isus a poruncit să-i dea să mănânce. Părinții ei au rămas uimiți. Isus a poruncit să nu spună nimănui ce le-a Dragi prieteni, observați din nou că Domnul folosește aceeași metodă când este vorba de învierea cuiva din morți. El îi cheamă și ei aud glasul lui. Domnul nostru a demonstrat încă o dată că este într-adevăr Dumnezeu. Este un Dumnezeu plin de compasiune, plin de dragoste, dar și un Dumnezeu care are puterea de a iubi, puterea de a vindeca, puterea de a învia. Lucrul acesta trebuie să ne facă să privim cu și mai mare încredere la Cel ce într-o bună zi va veni pe norii cerului și îi va chema la sine pe ai săi. Va fi de ajuns un cuvânt și armate de oameni vor fi smulși de pe pământul acesta pentru a intra în slava ce le-a fost pregătită de Domnul. Este, dragul meu, un bun subiect de meditație și pentru tine. Ai tu această credință în Fiul lui Dumnezeu pentru că numai crezând ești al lui. Aici se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic.